practice, domnule general, și întrebarea cred că este... Exemplu, cred că exemplu n-a fost ales cum trebuie. Ziceți, vă spun general. De ce. Vă rog. În arta militară vorbim de trei spații. Spațiul strategic, spațiul operativ și spațiul tactic. Ce ați prezentat dumneavoastră aici este o lovitură pentru spațiul operativ. Spațiul tactic este un spațiu restrâns cu o dezvoltare de doar câțiva zeci de kilometri și în acest spațiu se pot utiliza lovituri nucleare tactice de capacitate foarte mică sau cu efecte reduse. Acestea sunt proiectile trase de tunurile de pe tank, sunt bombe de aviație de mici dimensiuni și efectul lor, pentru că ele se adresează, care este cel mai mare eșalon tactic? Este brigada. O brigadă are în jur de 3500 de oameni. Deci o lovitură din asta se adresează scoaterii din luptă, nimicirii totale a 3500 de oameni. Nu a unui oraș întreg. Vorbim de o altă lovitură, un alt tip de lovitură. E un alt tip de lovitură, spuneți. E un alt tip de lovitură. Și cea tactică, practic, ce rază are? Cea tactică are raza de acțiune de câțiva kilometri. Aici era o simulare pe 7-11 kilometri. E această distanță, nu, în general? Nu, e mai mult mică. Mai mică la lovitura tactică. Până în 5 kilometri, să spunem? Cam așa, cam și până în 5 kilometri. De la 5 kilometri încolo există alte efecte. Asurii acum, erau aici invocate. Nu este lipsită de pericol. Pentru că în momentul în care se utilizează arma nucleară, uraniu eliberează 3 izotopi. Cel cu acțiune imediată este izotopul de iod. Așa. Așa, pentru care și noi ați văzut că facem pastile de iod ca să îl contracarăm. Cel mai periculos, pentru că iodul are perioada de înjumătățire până la dispariție de câteva luni, până în 6 luni. După 6 luni dispare efectul iodului. Dar ceilalți doi, dintre care zirconiu, care are, izotopul de zirconiu are durata de înjumătățire până la eliminare 200 de ani. Deci acel teritoriu unde s-a utilizat va avea izotopi radioactivi de zirconiu pentru 200 de ani, care înseamnă efecte. Zirconiu acționează în general asupra sistemului osos și limfatic, izotopul de zirconiu. Deci toți copiii care se vor naște acolo vor avea probleme ale sistemului osos. Vor avea probleme ale sistemului limfatic. Mai spuneți pentru o dată. 200 de ani. Mai spuneți o dată. S-ar putea ajunge la această armă? Directorul CIA spune că nu are indicii în acest moment care să ateste acest lucru. Da, eu cred lucru. Că nu se ajunge la această armă pentru că, repet, acolo nu avem fronturi constituite. Acolo adică nici din punct de vedere pragmatic, nici din punct de vedere moral, că alea 28 de dictaturi africane, plus India, care nu știm ce asta, și restul care n-au votat împotriva Rusiei, la până și ele vor fi exact, oripilate exact. De așa ceva. Avem o informație de ultim.